Putem începe? Da, mersi. Bună ziua! Mă numesc Mariana Cușnir, sunt vicepreședinte a Comisiei Mediu, Climă și Tranziție Verde. Alături sunt colegele mele din comisie, doamna Iulia Dascălu și doamna Veronica Briceag. Suntem aici să aducem și să împărtășim publicul larg mai multe aspecte a unei inițiative legislative elaborate de mai mulți deputați. O inițiativă care privește o problemă foarte acută și importantă, atât la nivel mondial, la nivelul Uniunii Europene, și Moldova nu este excepție. Este vorba despre anticipă alimentară și cum noi, ca cetățeni responsabili, prevenim pierderile și risipa alimentară. Venim cu o inițiativă legislativă care modifică legea 299 din 2022 privind prevenirea și pierderea risipei alimentare și codul fiscal. Ca să vin cu un pic de context, de ce această problemă este în vizorul întregii lumi democrate. Astăzi, în toată lumea, se risipă în jur de o treime din toate produsele alimentare concepute pentru consum uman. La nivel de comunitate europeană se risipă 20% din toate produsele alimentare, începând de la producere, de la recoltare, producere, comerț, dar cel mai rău lucru că se risipă de la consumator. În 50% noi, ca oameni, ca cetățeni responsabili, risipim produsele alimentare în care s-a depus foarte mult efort, foarte mult resurse naturale, energie, combustibil și restul. Deci, cumva, această problemă ne sensibilizează pe noi toți și trebuie să venim cu soluții, fiindcă Republica Moldova astăzi risipește la fel de mult ca și în întreaga Uniune Europeană. Dacă să vorbim despre cifre, nu sunt date statistice încă în Republica Moldova, cât se risipește concret, fiindcă avem de-abia o lege proaspătă, nouă, din 2022, care a intrat în vigoare în mai 2023, încă nu există rapoarte oficiale. Astăzi, în Republica Moldova, după datele Serviciului Fiscal de Stat, în jur de 800 de agenți economici, raportează la pierderi, deșeuri, reziduri, perisabilitate naturală, în jur de 1,4 miliarde lei anual. Dar asta e doar o mică, mică părticică din cât se risipă, de fapt, în toată Republica Moldova, începând de la agenții economici, de la industrii mici, mari și terminând cu ultimul consumator. De fapt, se risipă în jur de 19 miliarde de lei anual în Republica Moldova, dintre care 12 doar pe produse alimentare, 12 miliarde de lei, și 6 miliarde de lei se risipă de la consumator, de la noi, de la fiecare acasă, din frigider. Sunt produse care nici nu ajung să fie consumate și aruncate la gunoi. Dacă să vorbim de o cifră concretă, moldovenii aruncă undeva la 70 de kilograme de mâncare per persoană anual. Este o cifră alarmantă și noi trebuie ca stat să luăm o atitudine. Nivelul de risipă este foarte înalt și de ce noi ca stat trebuie să încurajăm donațiile de alimente efectuate de către operatori economici, către organizații beneficiare de caritate, bănci de alimente, asociații de grupuri țintă, care la rândul său redistribuie aceste alimente către pături social vulnerabile final. Cum vorbeam mai devreme, avem o lege care a intrat în vigoare în 2023, dar ea nu este funcțională. Nu s-a făcut nicio donație până acum în baza acestei legi, deși agenții economici sunt deschiși de a face donații. Și o fac. O fac din solidaritate socială, din dorința de a ajuta pături social vulnerabile, pe cei mai nevoiași ca noi,
și nu de a arunca la gunoi, fiindcă se aruncă foarte mult din produse care sunt încă bune pentru consumul uman. Și aici atragem atenție cel mai mult în proiectul nostru de lege. Noi vrem să impulsionăm scopul nostru final, să motivăm, să stimulăm operatorii economici, începând de la cei care recoltează, producători, producători, în comerț, retail, ca să dorească să doneze produse alimentare care ajung aproape de termenul lor de valabilitate și dacă nu se implementează nicio măsură de antiresipă, ele ajung să fie inevitabil deșeu și la groapa de gunoi. Aceste produse, bune încă și sigure pentru consumul uman, să fie donate către organizații caritabile. Și aici venim cu stimulente fiscale pentru agenții economici, fiindcă, de fapt, asta este un impediment major și, experiența Uniunii Europene deja dovedește că stimulentele fiscale pentru operatorii economici ajută ca să se întâmple donații anuale, frecvente, către bănci de alimente, către organizații caritabile. Venim și noi cu aceste stimulente, a fost o discuție largă, inclusiv cu Ministerul Finanțelor, cu Serviciul Fiscal de Stat, ce fel de stimulente, cum le reglementăm, cum facem dovada că s-a făcut donație caritabilă, gratuită și această donație ajunge la beneficiarii finali. Tot aceasta noi vrem să prevedem prin proiectul de lege, prin actele regulatorii ulterioare și considerăm că venim cu aspecte importante de a soluționa măcar parțial problema, măcar ce ține de domeniul comerț, retail, unde produsele, dacă nu se implementează o măsură și nu este dorință, ele inevitabil ajung deșeuri. Și este păcat de produse alimentare în care s-a investit foarte mult și având un șantion atât de mare de oameni care au nevoie poate de un prânz cald sau de un pachet de alimente, noi nu venim în suportul lor, ci mergem să aruncăm la gunoi acele produse. Mai sunt careva aspecte care reglementează proiectul de lege, inițiativa legislativă, este responsabilitatea subiecților, atât a operatorilor economici, cât și a organizațiilor beneficiare care preiau această donație, așa, în așa mod ca siguranța alimentului să fie asigurată până la consumatorul final. Fiecare trebuie să răspundă pentru siguranța alimentului în momentul de gestiune acestor produse. Operatorul, cât îl gestionează, asigură această siguranță, în momentul donării asigură această siguranță a produsului, în momentul preluării de către organizația beneficiară, la fel se asigură această siguranță a produsului deja de către organizația beneficiară. Asta am vrut să spunem, venim cu un proiect care soluționează și aduce beneficii multiple, în primul rând sociale, de solidaritate socială. Este de datoria noastră să avem grijă de cele produse în care noi investim efort, resurse, să nu ajungă deșeu care, până la urmă, poluează mediul tot în care trăim, dar să fie recuperate și dacă sunt bune și sigure pentru care răspundem toți pe lanțul valoric al produsului pentru consumul uman, să fie redistribuite în consumul uman către pături mai nevoiașe ca noi. Doi, este o soluție și beneficiu de mediu. Aceste produse, prin implementarea măsurilor antiresipă în lanțurile comerciale, aceste produse nu vor ajunge deșeuri. Și este important. Ele nu vor ajunge deșeuri, ele nu vor polua, nu vor emite mai multe gaze cu efect de seră, ci se vor asigura că sunt bune de consum prioritar uman. Și trei, se implementează principiul economiei circulare, produsele rămân în circuitul economic al produselor și sunt consumate prioritar uman. Este important pentru noi să venim cu aceste soluții, este important ca această lege să fie una funcțională și tare sperăm să avem tot suportul autorităților și populației în promovarea proiectului. Vă mulțumesc! Mersi! Da, poftim!
Dragi cetățeni, eu împreună cu colega mea, doamna Veronica Briceag, suntem colegi de echipă în Comisia Mediu și venim cu acest proiect cu adevărat, în primul rând, ca să diminuăm cantitatea mare de deșeuri alimentare, pentru că este o problemă gravă pentru noi, pentru Republica Moldova, și există un paradox deja. Deci, pe de o parte, ne confruntăm cu problema persoanelor care nu își pot permite să-și procure alimente, iar pe de altă parte, cei care își permit prea multe, cumva aceste alimente, mai degrabă sau mai târziu, ajung la groapa de gunoi. Deci vom depune tot efortul și împreună cu colegii și inițiatoarea proiectului, doamna Mariana Cușnir, îi dorim succese și împreună vom aduce pe masa Parlamentului un proiect bun care să fie și în beneficiul cetățeanului Republicii Moldova, dar nu în ultimul rând, în beneficiul mediului. Vă mulțumim! Dacă aveți întrebări, vă rog frumos! Mulțumesc! Vă mulțumim! O zi frumoasă în continuare! Da, putem să mergem!